unde e mașina noastră? Unde? Care mașină? Noi am venit cu autocarul. Eu pe tine nu te mai iau la mare cu mine. Bă, de ce? Trebuie să știe lumea că vine cu mașină personală. A, da. Iată, asta e mașina asta. Vezi? Tu ți uite la noi. Altă atitudine când ești cu mașina personală la mare. Da? Hai să vedem care e a noastră. Asta e BMW. Hai, Cristina, descuie mașina. Ah, unde e cheia? Hai, descuie, Cristina. Am uitat cheia în număr. Aoleu, iar trebuie să mă duc eu după ea. Cătălina, ai văzut? Fetele alea s-au uitat la noi? Nici nu se uită la noi. Ei, ne-am pus și noi la bambăul ăsta. Hai să căutăm o altă marcă. Hai. Iar ca asta, da? Stai dreaptă. S-au uitat la noi! Nu s-au mai uitat. Sau eu nu văd bine, sau tu nu vezi bine. Tu nu vezi bine. Oamenii au mers pe drum normal. Vine unul, vine unul. Pe persoană. Și se uită la noi. Bună ziua, fetele! Bună ziua, domnule! Bună! Este a voastră mașină? Da, dar cheile le-am uitat în număr. Da! Așa uituce! Păi ați încurcat mașina? Că e a mea asta! A, da! Salonul e același, dar la noi volanul e roșu, da. E genialul! Dacă spui mișuni, te faci de râs! Gata, îmi spun numai de vârf! Da, da! Iartă-mă, fică... doamne! Ai văzut ce am eu în farfurie? Dar tu, cartofi și carne, cartofi și carne! Logic, pentru ce am achitat eu? Am să văd eu când o să pleci acasă și o să urci pe cântar. Hai, lasă-mă să mă relaxez, n-am niciun stres! Ai să ai stres când ai să achizi și hotelul și sala de sport. Iată, eu voi avea o cheltuială, dar tu, femeie, ai două! Ei, mă duc dar să-mi iau și eu salată. Ce ai tu acolo? Ia să văd! Iarbă verde. Asta-s frunze de salată, iarbă verde. Nu mă întrerup, nu spun ce am. Ciupercuțe. Ei, mici percile nu-mi plac. Iată, aici, brânza sfeta e tare bună. Ce-ai spus? De care brânză? Și m-a sfăriet. De care brânză ai spus? Ori eu n-am auzit bine sau tu ai spus cumva așa mai comic? Chiar m-am speriat. Brânza Sveta. Dar e Sveta, măi, că e Sveta. Ei, la mine las și Sveta. Sveta, Sveta. Îți spun, cu tine nu mai merg în vacanță, mai făcut de rușini toată ziua azi. Ei, ia, ca chiar nu mă pot duși singură. Am să mănânc brânză sfeta, cât vreau eu. Ha. Cafea gratis. Ce-mi place. Ți-e râu? Totul normal? Așa mă simt de râu, parcă tot hotelul se învârte cu mine și nu înțeleg care e cauza. Și inima o leacă la înțapă, nu înțeleg de ce. Mi se zbat, știi, așa că la iepuri. Ori și eu asta, oare? Tu iar bei cafea? Cum să nu beau dacă tot e gratis? A câta cafea este? Eu am văzut cum ai băut 4. E a 6-a. Cristina, asta e de la cafea. Îți ajunge. Mă uitam și eu că așa e de bunișoară și tot e gratis. Ne ajungi. Chiar mă simt rău, Cătălin. Ți-am spus limita. Nu mai vine și nu
mai bine? Nu înțeleg. Unde s-o pierdut? Să nu mă vadă lumea, că nu știu ce să fac. Cum s-a dus? Dar și eu m-am dus, eu mă trezut. Eu că mă stresez, nu mă pot concentra. Pe care zapuiesc? Sunt una, două, trei, patru, cinci butoane. Stau și mă gândesc, cum e trebuie de atâtea butoane? Apăs butonul ăsta. Gata, mă duc eu pe jos. Așa, dar nu știu pe care buton să pui, dar nu mai pot fac cu și oameni. E cât e etajul am de condurât. Și vin am eu că liftul nu lucrează. Femeie, eu te caut. Unde te gătut? Așa zără, la mine s-a stricat. Cum să stricăm dacă eu acum cobor de lift? Hai, nu glumi. Am apasat butonul și nu funcționa la mine. Chiar să văd. Mie-mi place să-ți demonstrez. Da. Și așteptăm până mâine. Logic, poți să aștepți până mâine. Ce ai apăsat tu? Trebuie butonul ăsta. Cât cobori? Acesta urci. Acesta e minus 1. Refuzi comanda. Dacă apăs minus 1, nu vine deloc? Nu vine deloc. Și ridici scările. Ei, de-aia eu am așa figură frumoasă. Pentru că eu fac sport ca tine. Da, eu ce? N-am figură frumoasă acum? Ah, și nu-i place să fii învățată. Eu tot am auzit.